Bună, Bună dimineața. dimineața! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Bună, Bună dimineața, admenit. domnilor și domnilor! Astăzi vorbim despre ceea ce foarte multe companii pare să facă și anume interesul către securitatea cibernetică iar invitata noastră de astăzi, Ela Moraru, de la Google România, ne explică cum face Google asta. Bună dimineața! Să începem cu anunțul nostru. Cred că e binevenit și ne bucurăm că putem să anunțăm un proiect dedicat zonei de siguranță cibernetică. Este un angajament pe care Google l-a anunțat 10 milioane de dolari care vor fi suport pentru universitățile din 8 țări, împreună cu un ONG și... inclusiv România. Inclusiv România. Aș sublinia chiar că ne-am obișnuit să vedem proiectele pe care le avem în Germania, Franța, Spania, acest proiect subliniază pe lângă aceste trei țări tot flancul nostru de țări vecine. Vorbim de Ucraina, Polonia, Cehia, Grecia, România, bineînțeles. Este un program în valoare de 10 milioane de dolari ce înseamnă asta? Am, În ce constă acest program? Am lansat din acest moment înscrierile pentru ca universitățile din cele 8 țări pe care le-am menționat să aplice pentru susținere de un milion de dolari. Vorbim de finanțare, conținut pentru cursuri, dar și pregătire extensivă pentru profesorii din aceste universități, astfel încât studenților să poată să parcurgă aceste traininguri. Deci, practic, orice universitate din, din România și celelalte țări Europene pe care le-ai menționat tu, poate aplica online pentru aceste fonduri până la urmă? Da, nu? Da, da, da. Acest suport financiar este gândit în ideea în care uh, ne așteptăm ca peste 1600 de studenți să participe la cursuri timp de 2 ani de zile, uh, minim două uh, traininguri de siguranță cibernetică, ulterior ei uh, susținând apoi cel puțin fiecare dintre student uh, două uh, instituții din comunitățile lor. Uh. Nu putem să nu observăm faptul că tot mai multe companii sunt interesate de acest domeniu de securitate cibernetică și iată că și investesc în asta. De ce s-a ajuns în punctul acesta? De ce este atât de mare nevoie ca oamenii să fie cât mai pregătiți în acest domeniu? Aș folosi datele pe care le avem la dispoziție pentru a sublinia necesitatea astfel de proiecte. În primul rând am văzut că numai anul trecut a crescut cu 38% riscuri de atacuri cibernetice, iar în ultimii doi ani cel puțin 43% din companiile mici și mijlocii au fost atacate cibernetic cel puțin o dată. Este nevoie de susținere în acest demers. Mai mult decât atât, aș spune că vedem un deficit al forței de muncă încă în zona de siguranță cibernetică în Europa doar vorbim de un minus de aproape jumătate de milion de oameni de experți pe care uh, trebuie neapărat într-un fel sau altul să i aducem în câmpul muncii. Uh, și să vorbim punctual și despre ce vor învăța studenții români care vor aplica la aceste cursuri uh, într-un final. Menționam că aceste uh, proiecte sunt gândite împreună cu un ONG european uh, o să spun și în engleză direct ca să nu stricăm cumva definiția efectivă, European Center of Cybersecurity Conflict Research Incubator. Dumnealor, împreună cu colegii noștri din Google, au creat aceste cursuri de siguranță cibernetică. Noi am introdus acolo toată expertiza noastră de-a lungul anilor, expertiza câștigată și din colaborarea prin achiziție a colegilor de la Mandiant, un... O, Companie de renume la nivel global în zona de siguranță cibernetică, și, bineînțeles, toate aceste proiecte vor fi făcute în colaborare cu profesorii din universități. Și știu că centrul securității cibernetice pentru Google în zona aceasta a Europei va fi în Malaga. Acolo se va întâmpla totul. Lansarea uh, proiectului de finanțare cu 10 milioane de dolari a venit în același timp cu anunțul acesta al uh, deschiderii Centrului de Siguranță Cibernetică de la Malaga. El este gândit în același sens, să devină un hub, un uh, loc în care, o platformă în care toți să se strângă și să discute și să dezvolte produse și proiecte în uh, siguranță cibernetică. El este al doilea din Europa. Primul anunțat a fost cel din Munich. Și presupun că cei care sunt interesați de acest program, fie că sunt studenți sau profesori, pot afla informații la o simplă căutare pe Google. De? Dar spune-te, rog, dacă sunt și platforme speciale pentru, pentru mai multe informații. Da, chiar aș recomanda puternic să fie căutat proiectul pentru că este o șansă foarte faină de a colabora universități, mediu privat. Mai mult decât atât, a fost lansat portalul astfel încât universitățile să se înscrie și să aplice pentru finanțare. El este deschis până la final de februarie, după care în luna martie să sperăm că știm deja cine este Universitatea Câștigătoare. Îți mulțumim foarte mult, Ela. O să urmărim și noi subiectul cu mare interes. Mai multe informații găsiți însă și pe site-ul nostru, pe știrile la secțiunea I Like IT.